Bun găsit, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție a emisiunii Replica Ta. Invitatul meu de astăzi este primarul municipiului Deva, domnul Florin Nicolae Oancea. Bine ați venit, domnule primar! Bună ziua, bine ne-am regăsit! Domn primar, vreau să facem astăzi o altfel de emisiune, pentru că chiar m-am urmărit ultimele emisiuni la care ați fost și mereu aceleași întrebări care sunt puse de aceiași cinci oameni și eu vreau să o facem puțin altfel, pentru că am văzut că altele sunt problemele orașului și nu neapărat să ne legăm de două, trei lucrări, cu toate că o să vorbim și despre ele, pentru că nu este nimic de ascuns, cum cred unii. Dar am văzut că de-a lungul timpului și pentru că a început, fără doar și poate, campania electorală, chiar dacă ea oficial este acolo înainte de alegeri, asta se întâmplă tot timpul, vreau să explicăm un pic și să revenim un pic în istorie, dar cu ajutorul dumneavoastră, pentru că vreau să vorbim puțin de investiții și anume de investitori și investiții, și aici ne referim la locuri de muncă. De câte ori am avut o emisiune cu dumneavoastră, au fost foarte mulți cetățeni care au întrebat ce se întâmplă cu investiții, cu locuri de muncă, cu fabrici, cu, eu știu, investitori care să vină să investească și să aducă locuri de muncă. Dumneavoastră ați explicat de câteva ori, doar că istoria, să o dăm în urmă cu 30 de ani, lumea nu prea știe exact ce s-a întâmplat și de unde a plecat totul. Este vorba în primul rând despre locurile, respectiv terenurile pe care le are Deva, municipalitatea, care la un moment dat, după anii 90, ele au fost vândute unor anumite persoane, care se știu, câțiva oameni de afaceri, care le-au cumpărat. Ca cu cine le-a vândut și cum le-a vândut, asta e o altă discuție. Ideea este că la această oră primăria nu are suficiente și sau neapărat locurile căutate de investitori. Și dumneavoastră ați tot explicat, dar asta nu înțelege lumea. Un investitor care vine prima dată la primărie caută niște facilități, un teren și diferite alte facilități pe care le poate obține. Dacă dumneavoastră nu le aveți și sunt doar în privat, ce poți să faci? Adică că aici vine discuția asta și că toată lumea, mulți vă acuză, da, domnule, dar nu au venit fabrici. De-a lungul timpului au mai venit și cum unii au venit, alții au plecat, alții s-au căutat în altă parte. Și aș vrea să intrăm un pic mai adânc în subiectul. Da. Păi trebuie să le spunem oamenilor adevărul. Da, municipalitatea nu are foarte multe terenuri în proprietate. Este o realitate. Și atunci, din momentul în care am ajuns primar și am văzut că suntem deficitari la acest capitol, terenuri aflate în domeniul public al municipalității, am căutat să-i conving pe consilierii locali de oportunitatea achiziționării unor terenuri sau unor clădiri, exact, care întregesc patrimoniul orașului. Ele nu sunt cumpărate de o persoană fizică sau o persoană juridică, sunt cumpărate de municipalitate și nu sunt nici ale primarului, și nici ale primarului, care și primarul este trecător și, exact, consiliul local, consilierii sunt trecători, se exact schimbă, dar tot ceea ce cumpărăm întregește patrimoniul municipalității și practic cresc șansele acestui oraș de a atrage investitori. De foarte multe ori în Consiliul Local, trebuie să o mărturisesc și o spun așa cu durere în suflet, nu am întâlnit, cel puțin din partea unor consilieri locali, deschiderea necesară vis-a-vis de necesitatea achiziționării acelor terenuri, achiziție pe obiectiv. Deci nu cumperi un teren și pe urmă zici, domnule, l-am cumpărat, pe municipiu și vedem noi ce facem. Mă refer la investiții pe obiectiv. Deva nu are un parc industrial. Sunt niște legi, niște normative care spun suprafața minimă pentru a de teren care să fie comasată, bineînțeles, pentru a putea deveni un parc industrial și pentru a putea beneficia de anumite facilități legislative. A trebuit să fac aceste demersuri. Am cumpărat câteva terenuri, nu sunt suficiente și vă mărturisesc că am purtat nenumărate discuții cu reprezentanții unor firme sau, mai bine zis, investitori și din țară, dar și din străinătate. Avem un birou de investitori în cadrul primăriei care ține permanent legătura cu ambasadele și consulatele țărilor care, la rândul lor, pe partea economică sunt interesați de
pentru investitorii din țările respective, să le oferă toate detaliile, toate datele cu privire la oportunitățile de a investi firme respective, din țările respective, în România. În România unde? Peste tot, unde pot. Și atunci am intrat, dacă vreți, sau intrăm într-o permanentă concurență cu alte orașe. Corect. Și dau un singur exemplu, Reșița. Am purtat discuții cu un investitor din Germania care dorea să facă o fabrică de pâine în Deva. I-a plăcut foarte mult și orașul, și locația, și oamenii. Investiție de peste 10 milioane de euro, care genera peste 500 de locuri de muncă. Dar mi-au spus că au fost corecți. Domnule primar, să știți că de aici mergem și la Reșița, să vedem ce facilități ne pot oferi în plus cei față de, acolo, de Deva, da? Cei de acolo. După câteva săptămâni am văzut în presă că au luat decizia, a apărut un articol, au luat decizia să investească în Reșița. De ce? Pentru că facilitățile maxime prevăzute de lege le acordă și noi la Deva, cum le acordă și Reșița. Dar în plus, față de Deva, Reșița avea terenuri în domeniul public, fosta platformă industrială din Reșița, care este acum a municipalității, le-a pus la dispoziție o suprafață de teren pe care dânșii au solicitat-o și pe care suprafață au concesionat-o. Orice investitor preferă să concesioneze suprafața de teren și să facă investiția decât să cumpere terenul ca investiție și apoi pe terenul cumpărat să facă o investiție. Cresc costurile și fiecare investitor, trebuie să fim foarte corecți și realiști, nu investește de dragul lui Oancea că este primar sau al tău Dragoș sau că e Deva sau că e Deva, sau, da. Își urmărește profitul să-și amortizeze într-un termen rezonabil investiția și atunci terenul este un factor foarte important în decizia pe care investitorii o iau atunci când hotărăsc, să spun, pun degetul pe hartă, da, unde investesc, da. La Deva, la Reșița sau în altă parte. Deci aici suntem încă deficitari și voi face în continuare eforturi substanțiale pentru a-i convinge pe consilieri de necesitatea achiziționării de terenuri pentru a genera parcuri industriale. Nu mă las, s-au făcut câțiva pași importanți, trebuie să avem răbdare, Deva beneficiază de niște oportunități și facilități pe care nu le au alte orașe și aici mă refer la autostrada care este în imediată vecinătate a municipiului Deva, de poziționarea geografică a municipiului Deva în județul Hunedoara, suntem la o oră și un pic distanță de Timișoara, la două ore și jumătate de granița de vest cu Ungaria, suntem la 40 de minute de Sibiu, pe autostradă la oră și un pic, Cluj, jumătate acum de Cluj, sunt trei aeroporturi, chiar discutam cu investitori și spuneau ne place poziționarea, ca să treci Bucureștiul dintr-un colț, capăt în altul, din sud în nord, unde este aeroportul, dacă este o zi. Depinde de intervalul orar, da? Poți să faci și două ore, două ore și jumătate până la aeroport în București. Aici faci o oră și un sfert până la Timișoara, o oră și un sfert până la aeroportul din Cluj și patru, până Sibiu. Da, nu, faci 40 de minute până la aeroportul din Sibiu. Da. Deci încă un avantaj. Într-o analiză SWOT, așa, cu puncte pozitive și negative pe care fiecare investitor ca analiză le face, deci invariabil, fiecare investitor își face calcule. Studiază și vede părțile pozitive, plusurile cu minusurile. Ei, noi avem câteva minusuri, dar avem în egală măsură și plusuri. Și atunci, am spus-o și o repet, Deva are un mare potențial de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acest potențial nu a fost, din păcate, valorificat și mă străduiesc ca primar să valorific la maxim potențialul pe care acest oraș îl are și o să vedeți mai devreme sau mai târziu, nu sunt prezicător, clar văzător, da, să spun că în 6 luni de zile vor veni 10 firme străine. Dar, repet, interesul este unul major pentru această zonă, pentru că corespondența pe care o facem cu ambasadele, consulate și cu reprezentanții firmelor respective este una destul de mare, consistentă. Deci există interes din partea investitorilor pentru această zonă și pentru municipiul Deva. O să vedeți că nu peste mult timp vor apărea și acești investitori. Trebuie să o spunem celor care ne urmăresc că este o realitate. Unii poate
au analizat și au dat seama alții, poate nu au fost interesați. Să știți că războiul care a început în urmă cu un an și jumătate a afectat foarte mult la nivel global, deci și european și național, nu doar capacitatea firmelor de a investi, ci faptul că aceste firme s-au contractat, au stopat politica de investiții, da, de extindere, pentru că este o instabilitate la nivel global, exact, la nivel european. Și atunci marea majoritate a firmelor fiind din Uniunea Europeană s-au contractat puțin pe partea de expansiune investițională și stau puțin în așteptare să vadă ce se întâmplă. Mai mult decât atât, există o problemă la nivel global cu materiile prime, de unde își fac aprovizionarea. Și aici este un aspect care trebuie luat în calcul și de noi, pentru că și investitorii îl iau în calcul, dar vedeți, cu toată această, tot acest necaz, cu acest război, el va trece. Vom depăși și această perioadă. Potențialul rămâne. Eu spuneam multor oameni cu care discutam pe această zonă de dezvoltare economică a municipiului Deva. Deva, eu văd ca un burete uscat care absoarbe orice picătură de apă până în momentul în care se spune că dă pe afară, da? Deci în situația asta suntem. Deva, repet, are un mare potențial. El nu este valorificat și se va valorifica indirect prin contribuția mea ca primar, pentru că decizia nu o ia primarul, eu mi-aș dori să vină cât mai mulți investitori în Deva, decizia finală o iau investitorii, dar să știți că se uită foarte mult și la interlocutor, la poziția oficială, și aici mă refer instituțional la primar și instituția primăriei, la deschiderea pe care autoritățile locale o au față de investitori și care de fapt se transpune în respect. Respectul pentru investitori. Suntem, să spunem, parteneri. Acești investitori, că sunt naționali, că sunt din Deva, știți că sunt investitori locali din Deva care investesc și poate puțină lume a vorbit despre ei. Trebuie să avem grijă și de investitorii locali, că sunt ai noștri. În egală măsură, piața este globală, nu poți să interzici altor investitori, dacă doresc să vină în municipiul Deva, să nu o facă. Deci, n-ai cum. Dar am grijă și de investitori locali, mă preocupă să atragem și investiții, fie din alte zone, adică a firmelor românești, sau investiții directe străine. Și o să vedeți că în câțiva ani de zile lucrurile se vor schimba radical. Eu sunt optimist, dar acest optimism nu este dat de faptul că am dormit bine azi noapte, m-am trezit așa relaxat mai și zic, domne, răcoare, că... haide să gândim pozitiv. Nu, sunt date în spate care mă fac să vorbesc în fața dumneavoastră și a celor care ne ascultă cu un optimism. Da. Domn primar, să știți că trebuie să vă bag și ceva de vină. Asta este. Foarte bine. Critica este, dacă este constructivă, critica este binevenită. Este foarte constructivă. Și anume, am văzut, nu numai în ultima vreme, dar în ultima vreme s-au mulțit și chiar pun cuvântul cu ghilimele, mie greață de acuzele care apar toată ziua peste tot de la contracandidați, dar v-am zis, nu vorbim de campanie electorală și nu vreau să băgăm în seamă. Totuși, nu pot să nu subliniez aici și chiar să vă dau un sfat. Și anume, în perioada următoare, dacă se poate, sau nu știu, când doriți dumneavoastră, să se activați și pe restul. Pentru că în subordinea noastră sunt foarte mulți șefi de servicii și așa mai departe. Toate oalele se sparg în capul primarului. Eu sunt sigur și știu, din păcate știu, că sunt lucruri pe care dumneavoastră sunt hârtii pe care doar le semnați, pentru că vorba aceea, semnesc ca primarul, nu poate primarul să citească tot ce îi se pune în față în mapele de zi cu zi. Sunt lucruri care se întâmplă și oamenii mă întâlnesc, vorbesc cu oameni pe stradă, bă, aia, stau și vorbesc și îmi dau seama că omul de fapt habar nu are despre ce vorbește. Pentru că dumneavoastră apărând peste tot și fiind principala țintă, dacă vreți, sunt multe lucruri care, multe nici nu aparțin de primărie, dar eu zic că ar trebui să apară șefii de servicii, să apară din aparatul primăriei oameni care să informeze asupra anumitor
Și aici, uite, și începem cu cel mai bun exemplu pe care chiar vreau să-l discutăm, că tot s-a povestit. Asta cu trotuarele și cu recepții, și am văzut tot felul de poze că sunt toți specialiști în ziua de astăzi și pun și că numai la Deva sunt dale, chiar am fost la mare anul ăsta și în Eforie Nord și în Eforie Sud, peste tot sunt dale. Dar asta e altă discuție, că nu aici vreau să ajungem, pentru că nu... Nu, da, ar fi bine să o clarificăm, pentru că... Nu, asta zic, vreau să clarificăm tot, domn primar. Da. Deci, eu sunt un om pacifist. Cred că mă știi foarte bine și da, cei care zic. Sunt din Deva și nu puțini, mii de oameni, mă cunosc personal. Exact. Unii poate nu mă cunosc personal din Deva, totuși suntem 50 ceva de mii de locuitori, dar foarte multă lume mă cunoaște personal. Deci eu nu am un dublu limbaj. Eu niciodată n-am spus că sunt cel mai bun, cel mai frumos. Am spus doar că sunt un om preocupat de ceea ce se întâmplă în acest oraș. Sunt conștient de responsabilitatea funcției pe care o dețin acum, cea de primar. Știu că din această poziție pot, nu singur, ci împreună cu colegii din primărie, cu colegii din Consiliul Local, cu comunitatea în ansamblul ei, să schimbăm fața acestui oraș în care cu toții trăim. Și eu, că sunt primar, dar înainte de a fi primar, eu sunt cetățean al acestui oraș. Repet, sunt din 1993, cât sunt 30 de ani, cu buletin de Deva. Voi rămâne în Deva, nu o să mai plec din Deva niciodată în altă parte. Și atunci mă preocupă foarte mult ce se întâmplă cu acest oraș. Mi-am asumat această responsabilitate, știam în mare, repet, în mare, că sunt o țintă, adică orice ce se întâmplă într-un oraș de vină este primarul. Acum eu nu vreau să dau vina pe cetățeni, pentru că, repet, în marea lor majoritate, deveanul, devenii, sunt oameni și responsabili, oameni cu bun simț. Nu au timpul necesar, ați văzut cu atât flux de știri, da, și în general pe online, de multe ori citesc doar titlul, da? Corect. Nu mai citesc și conținutul. Sau nu se informează mai departe. Sau nu se informează, exact. Dar repet, nu este vina lor. Viața este tumultoasă. Bun, și atunci rolul meu și strădania mea este de a încerca să comunic, inclusiv prin această emisiune. Nu vina dumneavoastră ca să mă laud, că nu am nevoie de laude. Sau eu să mă laud pe mine. Dar vreau să informez. Corect. Și în măsura în care oamenii sunt receptivi, atunci cunosc adevărul. Uitați, am discutat cu un taximetrist și îmi spunea domn primar, dar totuși garea nu mai terminați. Și am zis, eu mi-aș dori să se fi terminat ieri. Da. Nu astăzi, nu mâine. Mai că acel obiectiv de investiții, gara, cum spunea dânsul, domnule, poarta de intrare într-un oraș, nu este o investiție a primăriei municipiului Deva. Gara nu aparține de municipiul Deva, este pe teritoriul municipiului Deva, dar aparține de Ministerul Transporturilor prin CFR. Exact. Este un proiect de investiții pe culoarul 4 pan-european de modernizare de la Curtici, Sighișoara, tot acel tronson pentru linia de mare viteză. Da? În acel proiect pe fonduri europene, repet, al Ministerului Transportului, deci al Guvernului României, nu al Primăriei Municipiului Deva, au intrat ca și componentă reabilitarea clădirilor din fiecare gară, da? Și la Simerea se lucrează, da, și la Deva. Vă dați seama că sunt interesat de stadiul lucrărilor și i-am convocat pe reprezentanții constructorului, a firmei de consultanță, reprezentanții Ministerului Transporturilor la... Le-am dat o adresă, trimis o adresă în care i-am invitat la o discuție la primărie, au și venit, au fost receptivi, în care ne-am zis, domnule, vreau să cunosc și eu ca primar, pentru că la rândul meu sunt întrebat de către deveni ce se întâmplă, care este stadiul. Exact, domnule, da, primar, partea de infrastructură o finalizăm în termen, dar partea de clădire efectivă întâmplă niște dificultăți la care încă nu am ajuns la soluția finală. Și am spus, ce dificultăți sunt întâmpinați? Păi, proiectul inițial prevedea reparații capitale la acea clădire, a gării. Când au început să spargă, și-au dat seama că, de fapt, există pericolul, acea clădire a fost făcută în mai multe etape. Să există, știu eu, de la trepidații, de la tot,
probleme pe partea de rezistență, de structură. Și au solicitat o expertiză. În urma expertizei, care vă dați seama și a durat luni de zile, soluția a fost, domnule, trebuie demolată. Cel puțin parțial, dacă nu integral. Deci toată gara. Da. Fantastic. Au solicitat o a doua expertiză, să vadă dacă prima expertiză este cea corectă. Ei, și a doua expertiză spunea, domnule, nu puteți să o construiți pentru că este pericol pentru viața oamenilor, da? Trebuie consolidată. O parte trebuie demolată, cea care nu trebuie demolată, trebuie consolidată și schimbat în ansamblu proiectul. Ăsta era un proiect aprobat, avizat de toți factorii de resort până la Bruxelles, pentru că, repet, este un proiect pe fonduri europene. Deci nu este tot. Simplu să-l modifici. E vorba de birocrație, da? Da. Care funcționează și la Bruxelles, ca și aici. Bun. În final, au spus, mergem pe soluția, că nu știau pe ce soluție să meargă, aici discutăm de partea financiară. Da. Uniunea Europeană nu dă mai niciun euro mai pentru niciun proiect. Diferența de costuri este suportată din bugetul național. Și aici era marea problemă. O demolează toată sau doar parțial? În final se merge pe varianta de demolare parțială, de consolidare și deci toate aceste lucruri au dus la o întârziere de cel puțin un an de zile. Trebuia finalizat în vara acestui an 2023, probabil în vara toamna anului 2024, probabil într-o variantă optimistă, cum merg lucrurile la noi, să se finalizeze. I-am explicat domnul respectiv, taximetristul își face, domn primar, credeți-mă că eu vă acuzam pe dumneavoastră, domne, uite cum stă, domne, domne, îmi cer scuze. Da. Bun, acum eu discut cu zeci, sute de oameni fiecare zi. Dacă nu îmi ridică un cetățean problema gării și ridică o altă problemă, răspunde de problema pe care o ridicat-o și încerc să dau un răspuns. Corect. Dar cât pot eu, un singur om, să dau explicații la toate problemele care sunt în Deva și care, repet, nu țin de primăria municipiului Deva. Sunt alte investiții. Cum sunt investițiile la gaz? Cei de la E.ON au luat decizia să schimbe o parte din magistrale, tot pentru siguranța oamenilor. Noi am stabilit un calendar și am avut mai multe ședințe operative cu toți acei rețeliști și le-am spus, domnule, vreau să ne spuneți ce plan de investiții aveți pe 2022, pe 2023, pe 2024, pentru că și noi avem un proiect și un plan de investiții și nu vrem ca să facem noi primăria, prima dată după care să spargeți dumneavoastră și să refaceți, că niciodată nu mai este de nou. Bun, am făcut acel calendar, dar cei de la gaz au zis, domnul primar, un alt exemplu. Da. Strada depozitelor, da, este pe un proiect european al municipiului Deva, da, pe partea de infrastructură rutieră. Este cel mai mare proiect pe fonduri europene, 20 de milioane de euro, jumătate achiziții de autobuze, microbuze electrice și cealaltă componentă, infrastructura de transportul local cu stațiile intermediare, stațiile de depou, cu drumurile, inclusiv drumul, deci pe strada depozitelor. Ei, pe strada depozitelor au început foarte bine firma care a câștigat licitația, după care s-a oprit și lumea nu știa, domnule primar, au început cu dreptul și s-a oprit. Le-am explicat care este situația. Cei de la gaz inițial au spus că nu au în obiectiv de investiții în următorii ani intervenții pe strada depozitelor, dar au fost câteva avarii și și-au dat seama că există riscul ca acele țevi conducte, da, de gaz, dacă nu sunt înlocuite acum, da, Doamne ferește să întâmple un eveniment nefericit. Și vă dați seama, ca primar am spus, mai bine oprim puțin lucrarea a municipalității, chiar dacă este un proiect pe fonduri europene, ca să interveniți dumneavoastră. Dar în regim de urgență, că nu aveați prevăzută suma de bani pentru 2023, ați discutat, mi-a arătat notificarea în care li s-a aprobat suma de bani ca obiectiv de investiții, au și început lucrările, sunt în partea finală, au ajuns spre DN7, plecând înspre Sântu Alb. Da, deci, da. Și aici trebuie să analizezi. Îmi permiteam eu ca primar să nu mă interesează. Dacă dumneavoastră gazul nu ați prins în obiectiv de investiții un anumit tronson, noi avem o investiție, o facem noi. Perfect. Și nu le dădeam voie... nu le eliberam autorizația, nu semnam eliberația de autorizația de construire, da? Da. Ce se întâmplă, Doamne ferește, dacă
Era un eveniment. Da, era de Remedia sau da, altceva, da, 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 vorbim de gaz, da? Da, da. Ce se întâmpla? Erați puneam în pericol. Nu e vorba că eram de vină. Păi, e vorba de viețile oamenilor. În primul rând. Aici, că da, ești de vină, te duci și plătești. Te faci pușcărie, da? E viața mea. Dar eu discut de viața poate zeci, sute de oameni, da? Și atunci, ca primar, am această responsabilitate, chiar dacă sunt criticat, înjurat de unii care numai în gura mea se uită, dar ce declar, da, eu am responsabilitatea pentru acest oraș să îi asigur un grad cât mai mare de siguranță. Și atunci am luat decizia să oprim de comun acord cu constructorul, da? Da, 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 să sistăm, mai bine zis, lucrările 2-3 luni de zile până când cei de la gaz au venit și au finalizat. Și acum este liniște și pace. Și am început. Până vedeți omul care trece cu mașina, până omul care trece cu mașina, îl înjură pe primar. Bun. Exact. Mi-am asumat chestia asta. Da, da, vedeți, eu știu că fac un lucru spus, bun, dar vă spun că nu știu, 70-80% din oameni nu știau lucrul ăsta. Păi nu știau oamenii lucrul ăsta, dar primar, acum ce, iar au spart și depozitele lor, îi toată spartă. Ce se întâmplă? Tot respectul pentru deveni, dar îți dau un exemplu și îl dau pentru toți cine care ne ascultă. Vă rog. Când am luat carnetul de șofer, fiecare, da? Da. Bun. Și să spunem că treci pe linia continuă, da? Da. Te opri poliția, ce îți face? Sau treci pe roșu, ți-a carnet, da? Carnetul, corect. Și tu să spui, îmi pare rău, n-am știut. Ce spune ofițerul de poliție? Păi n-ai știut, e problema ta. Da, legea trebuie respectată, da? Ei, și aici, dumneavoastră spuneți 70-80% nu știu ce se întâmplă. Păi dacă nu știu ce se întâmplă, au atâtea căi de comunicare, da, să se informeze. Există, există. Oamenii. Deci din punctul ăsta de vedere, eu nu-i acuz pe deveni că nu se informează unii dintre ei, da? Pe de altă parte, nici eu nu pot ca să stau toată ziua prin televiziuni sau la radio sau să fac comunicate de presă pentru fiecare obiectiv, că sunt sute, da, de primar, obiective. Eu asta, eu de asta vă critic. Și atunci eu îmi fac treaba. Nu, auziți, eu de asta vă critic. Știți de ce? Că nu puteți singur, că nu sunteți Superman. Să vină și restul, aveți atâția consilieri. Eu nu știu, am vorbit cu cineva, nu vreau să dau nume aici, de când sunt consilier, foarte puțin din consilierii actuali, și nu vreau să vorbesc de partid, că se știu, e foarte bine, nici măcar nu au fost odată până la cetate sau să, la Aqualand, sau să doar bagă de vină când se trezește cineva sau când apare un articol. Dar nu au trecut pe acolo, nu au mers să întrebe, deci, personalul. Sunt mulți care, apropo cu Ștrandul, că nu vreau să mai ducem discuția, dar sunt mulți care comentau și au acuzat Ștrandul și de lucrările de la Ștrand, deci, dar nici n-au intrat, deci, în Ștrand odată. Deci vreau să spun un singur lucru apropo de Ștrand, da? A fost mare tam-tam, bun, că vezi, Doamne, spus, a fost, e cu totul, a fost cu totul siguranța, niciodată n-a fost pusă la îndoială sau siguranța cetățenilor. Repede, eu țin foarte mult la viața a mea, dar a fiecărui cetățean din municipiul Deva, da? Deci am această responsabilitate și pe primul loc este siguranța oamenilor, da? Bun, niciodată n-a fost pusă în discuție siguranța celor care mergeau la Ștrand. Mai mult decât atât, au fost aproape 2000 de oameni cu acele zile de caniculă. Da. Nu primarul i-a invitat, vă rog frumos, veniți pentru mine oancea la Ștrand, că e caniculă. Oamenii nu au venit de bună voie, nu, da, au venit forțați, da? Exact. Deci dacă au venit de bună voie și acei oameni n-au venit numai în acea zi sau în acele zile, pe toată perioada de când s-a deschis în această vară Ștrandul, au venit pentru că au fost mulțumiți de condiții. Este ca preț de intrare, sunt cei mai ieftini, cei mai, da, ieftini din, da, județul Hunedoara. Acum, să nu se aștepte nimeni ca la un preț de 15 lei și ai și șezlong să ai condițiile, știu eu, ca la un resort de 7 stele sau de 5 stele, în care, să mă dau un exemplu, sunt câteva ștranduri private în Deva, 50 de lei pe care zi, 70 de, da, lei, da, 100 de lei. Măi, unii își permit, puțini, marea majoritate nu își permit. Iar acest ștrand este un ștrand public municipal care se adresează unui număr cât mai mare de oameni care n-au venituri substanțiale, au venituri modeste. Și atunci a trebuit să creăm, raportat la ce bani încasăm, că totul pleacă la bani. Toți, da, da, vrei în aur, perfect, trebuie să plătești aurul, da? Argintul e mai ieftin decât aurul, da? Da. Pe atunci despre ce discutăm? Aici toți vor calitate, nu toți, unii zic, care acuză, domne, da, calitate, calitate, da, calitate. Investițiile care sunt pentru calitate. Și vă mai dau un exemplu de ce n-am făcut mai multe investiții, doar reparații. Pentru că avem un proiect
demolăm tot strandul, anul viitor, prin toamnă, în 2024, că suntem în fază de studiu de fezabilitate, urmează apoi licitația, proiectare și licitație pentru execuție și vom face un strand, cred că vor depăși ca și costuri 10 milioane de euro, va fi, vă spun la modul cel mai sincer, chiar dacă unii iar nu o să creadă, o să vadă la final, unul dintre cele mai moderne ștranduri din zona de vest a țării. Și atunci, un om normal la cap, eu mă consider un om normal la cap ca și primar, cum să fac un obiectiv, în primul rând, că venea curtea de conturi și nu era legal? Dom'le, da. Când tu ai un studiu de fezabilitate în derulare, da. Tu mai faci un obiectiv de investiții pentru 7, 8, 10 luni de zile, un an de zi, și pe urmă demolezi tot? Da, ești da, nebun la... No, păi, no, no, și atunci am făcut reparații. Dar, repet, acei oameni au avut de bună voie și în marea lor majoritate au fost mulțumiți. Știi, și ne-au criticat și am întâlnit o persoană care mi-a reproșat acest lucru, citind pe Facebook. Da. Domn primar, vă plac condițiile. Da, doamnă, sunt condiții decente, da? Calitatea apei, lumea este mulțumită. Dom'le, dumneata mergi, domnule, ai fost dumneata acolo. Am fost, doamnă. Și da. Ești mulțumit. Da, doamnă, sunt mulțumit. Da, aș vrea să fie și mai frumos. Corect. Dar costa mai mult. Dar i-am explicat, vedeți că demolăm, venim cu alt ștrand. Dar pe perioada aceasta de vară, oamenii trebuie să se bucure, să se răcorească, da? Dar dumneata, ai fost, dumneata, ați fost, stimată doamnă? Nu. Eu nu. Deci n-ați fost niciodată? Nu, despre asta nu. Vorba. Păi am fost, doamne, și dumneata care n-ai fost niciodată de pe Facebook, mă contraziști pe mine sau pe altul care a fost la ștrand și mulțumit? Da. Dacă mergeai o singură dată, aveai dreptul să spui, doamne, am fost toată, nu-s mulțumit, nu mai merg a doua oară. Și face, doamne, să știți că aveți dreptate, domne, m-am luat după ăștia de pe Facebook. Da. Câți nu sunt? Da, bun. Sunt. Dar nu știu, mulți puțin. Deci, dar deci, eu, primar, eu asta spuneam. Ca să informați mai bine, că nu puteți singur, să-i mai scoateți și pe restul deci, pe teren. Dragoș, hai să spun. Știi care este cheia insuccesului? Eu le spun la toți și să o ia de bună, că eu am luat de bună. Cheia insuccesului pentru oricine. Că eu sunt primar, că ești tu moderator. Cheia insuccesului este să încerci să-i mulțumești pe toți. Corect. Eșec total. Te duci pe mine. Nu o să poți niciodată. Cedezi. Crapi. Da. Nu, nici nu vreau să-i mulțumesc pe toți. Eu trebuie să fac ca primar ceea ce este corect și ce are nevoie acest oraș. Și pe termen scurt, pentru că nevoile oamenilor sunt în fiecare zi, care sunt apare mai mărunte, dar importante pentru acei oameni acolo unde locuiesc, dar și pe termen mediu și lung, să dăm o perspectivă de dezvoltare acestui oraș pentru următoarele generații care vin după noi. Asta e responsabilitatea mea. Și dacă știu că drumul este corect și dacă iau niște măsuri care aparent sunt impopulare, dar necesare pentru acest oraș, să știți că niciodată nu mă uit, doamne, oare scad în sondaje, că anul viitor, în 2024, sunt alegeri, oare câștig sau pierd? Și să pierd, sunt cu sufletul în păcat că am făcut ceea ce trebuia să fac pentru... un medic, da? Ca să dau câteva exemple din astea așa mai... din popor. Da. Te duci că ai o problemă de sănătate la medic, da? Cum ar fi când te duci cu probleme de sănătate din dorința de a te face bine și medicul îți prescrie o schemă de tratament, da? Și tu să spui pastila asta nu iau că e amară. Da. Da? Sau trebuie să intri pe masă de operație. Eu nu vreau să mă operați, vreau să-mi dați nu știu ce pastile, că am auzit-o de pe Facebook. Păi nu vă supărați, vrei să salvezi viața, spune medicul, da? Atunci ascult de ce spun eu, da? Îs amare pastilele, ieși, te faci bine. Dacă nu ce cauți. Ei, cam așa trebuie să funcționezi. Tu pe zona ta, eu pe zona mea. Unii, dacă aș sta după fiecare să-mi spună cum e cu pista de biciclete, domn primar, după ce ne-am chinuit ani de zile să obținem fonduri europene, adică să nu grevezi bugetul DV cu un leu sau un euro, obținem fonduri europene și vine unul, acum sunt răutăcios, da? Care te uiți în declarațiile de avere. Hai, domnule, să spun adevărul. În declarațiile de avere și singurul lui venit din indemnizația de consilier local la 40 ceva de ani. Păi nu vă supărați acum. Păi ăla dă lecții și spune, nu, domne, auziți, ar fi trebuit cu asfalt. Ok, dar oance au stabilit cu dale. Nu, a fost o temă de proiectare, au fost specialiștii care au dat această soluție. A venit cu a doua minciună. Dom'le, nu există numai în Deva așa ceva. Nu, pardon, nu, haideți să vedem în Alba Iulia, în Sibiu, în Timișoara, în București, în Oradea, cum adică nu Eforie există? Nord, Eforie Sud. A treia minciună, ori venit cu un draft, o propunere a unor parlamentari, dom'le, haideți să vedem pe pistele de biciclete, dar acel draft, ca propunere, repet,
N-a trecut nici măcar urmață de guvern, e nici doar, măcar da, inițiativă, da. Deci ca lege, da? Este doar o propunere. N-a intrat pe comisii să se dezbată. Da. Să fie în paralel și DALE și asfalt, ca da. Două soluții alternative. Da, da. Proiectanții stabilesc pe ce soluție merg, nu Oancea ca primar sau exact. Tu, da? Ca cetățean. Da. Bun. Da, au dat acel draft, domnule, uitați ce apare, interdicție, nu se mai poate conform propuneri legislative decât cu, cu asfalt. Deci numai minciuni. O parte din cetățeni, puțin, da. Cred, au zis, domnule, extraordinar, uitați să vă da, da. Bun, hai să mai spun, tot extraordinar e acum, în 2023, față de 2023, când mulți mă criticau cu centrul istoric. Centrul istoric, da. Că se diminuează suprafața de zonă verde. Au mințit. Pe excedent peste, da. Față de ce a fost înainte cu 80 ceva de metri. Că se taie copaci, s-au plantat 40 ceva de copaci în plus. Că cubeții nu-s bine. Toată lumea este mulțumită, toate terasele sunt pline, ați văzut că și evenimente avem multe în parc, dar terasele sunt pline. Adică această zonă de centru istoric a Devei s-a revitalizat, este plină de viață. Culmea, cei care erau atât de vocali anul trecut împotriva mea, dar nu veneau cu o soluție, cum să spun, orice proiect... intră în dezbatere publică, în transparență, da? Corect. Au 30 de zile, 45 de zile, să vină cu amendamente, îmbunătățiri, da? Nimeni n-a venit cu niciun amendament, după care criticau. De ce? Dar criticau, ei știind că va ieși bine, criticau din dorința de a bloca. Da. Parcă n-ar locui toți în Deva. Să zică, domne, dacă Oancea se împiedică, wow, ce da. Să iei da, să răcurești, să hrănesc. Da, păi nu mă să spună, băi, Oancea, nu e de vină, dar s-au întârziat cu două luni lucrările, din diferite motive. Mai important cu începutul Oancea și că finalizează. Să uite la calendar și trec de la una alta. Ăștia care, da, închei, care mă criticau, în fiecare zi sunt pe terasele din centrul istoric. Acum vă place, prieteni? Păi da, înainte parcă mă criticați. Da, nu, era... Doi la mână. Am dat acea declarație niște termene. Le am de bun simț pentru că am discutat cu constructorii. Ce și spunea, domnule, final de august se finalizează lucrările la, la telecabină. Vreau să vă spun că lucrurile sunt în proporție de 99% finalizate. Se mai lucrează la partea de pavaj, da. Piațeta, cei 800 de metri din fața telecabinei, până în drum, și trebuie placate cu granit scările, da? Da. Cu trepții. În rest e gata tot. Ișcirizarea, îi dau la ișcirizare în paralel, care, da? Da, care trebuie făcută. Telecabina funcționează, deci a fost verificată, da? Numai că s-a întârziat livrarea granitului pentru a monta, a venit, acum câteva zile a venit și granitul. Se vede că e acolo. Câteva săptămâni s-a întârziat livrarea. Câteva săptămâni însemna că dacă veneau mai repede, cu 3 săptămâni, erau deja montate. Ei, ce să vezi acum? Oancea au declarat că la final de august, suntem în 30 august, da. Sunt finalizate, nu va finaliza numai în septembrie. Oh, nu s-a ținut de cuvântul Oancea. Da, serios. Da, da. Păi am văzut deja. Am văzut că și astea sunt răutăți. Eu nu vreau să intru, că ei nu există în viața mea. Știi de ce? Pentru că eu sunt om pozitiv, da? Eu nu vreau ca să... Ei se hrănesc cu energii negative. Nu știu, așa le place. Da? Înțeles. Nimic nu e bine, totul e negru. E viața lor, viața mea alta, da? Eu vreau să văd partea frumoasă a lucrurilor. Dacă mă uit după urât undeva, găsesc... Credeți-mă, pe fiecare stradă găsesc o hârtie pe jos, da. Și spun. Wow, ce urât! Îi fac o poză. O hârtie, îi fac o poză. Da. Dar dacă îmi ridic puțin privirea, că să uită numai la vârful bocancului, știi? Da. În jos, în pământ. Când ridic puțin privirea și văd centru istoric, când văd verdeața, când... adică vezi partea frumoasă, te-a plecat. Ai luat-o? 7 ani de acasă, la hârtia. Da. Nu! Hârtie, live-uri, poză, poze, live-uri, o stinghie la o bancă. Nu Oancea ca primarul tău, domne. Eu nu vreau să-i acuz pe cine o rupt, dar cineva o rupt. Din ce motive? Singur, de corect. Teribilism, de nu știu. Domne, o schimbăm. Schimbăm stinghia, da? Un coș de gunoi, da? Vandalizat. Domne, îl schimbăm acum. Nu poți să ai polițiști la fiecare coș de gunoi. Da. Și atunci, nu mă interesează viața lor. Pentru mine nu există în acest punct de vedere. Eu știu un singur lucru. Responsabilitatea pe care o am este una mare. Eu am luat în serios din prima zi de primar ce înseamnă să fii, să ai această funcție. Sufletește, dacă sunt mulțumit, cel mai
important lucru, să fii mulțumit sufletește. Și vă mai spun un singur lucru. Oamenii sunt schimbători. Astăzi te înjură și mâine te aplaudă. Da? Corect. Și nu este o chestie doar că s-a înrăit lumea în ultimii ani. Nu. Uitați-vă de în urmă. Mii de ani în urmă, da? Tot așa, aceeași rețetă. Aceeași rețetă, da? Și atunci, dacă știi că faci un lucru bun și te critică pentru că ai făcut un lucru bun, eu nu sunt supărat. Dom'le, punctul lui X sau Y. Să știți că ea sunt totuși, cum a spus, 5, 7. Nu, apropo de asta, nu să sunt, știți că... Că eu vorbesc cu oamenii. Nu, dar marea majoritatea oamenilor sunt oameni echilibrați, care știu că nu toate lucrurile se pot face așa cum ne-am dorit cu fiecare. Sunt câțiva care, dacă pici în capcana, eu n-am picat în această capcană, să te uiți la ei, uai, totul negru undeva, serios. Da. Marea majoritatea de venilor, nu știu cine să ia 5. Exact. Păi dar cine e Oancea știu. Asta e diferența și mă uit la ședințele de consiliu, le urmăresc fiecare dată și mi-am dat seama că, de fapt, dacă te uiți și lei de un an, de 2 ani, oamenii care vin, că se tot spune, domnule, și acum l-am văzut pe domnul Mara mulțumind celor 5 care au participat la ședința de consiliu. Păi cei 5 care au participat la ședința de consiliu la ultima, nu vreau să le dau dumnele că lumea știe, sunt cu el și cu încă 2, sunt cei 7 magnifici, pentru că, cu ghilimele, să nu acuz pe cineva, pentru că Deva are, să zicem, 55.000 de locuitori. În afară de domnii pe care i-am văzut, v-am spus că urmăresc ședințele, cei cu persoanele cu probleme locomotorii sau cu nevoi speciale, oamenii cu blocul, cu liftul și așa mai departe, foarte puțini au fost cu adevărat persoane de veni, cetățeni, interesați și cu probleme reale. Ăștia dar ne-am care... zis că ăștia reînvie numai în an preelectoral. Păi nu, da, ei stau 3 ani la cutie și pe urmă din toată, dar știți de ce? Nu că i-ar vota cineva sau că se gândesc să se candideze. Nu. Ei vor să se rănească din conflict, din scandaluri. Nu, dar fiecare are... Nu. Cine-i bagă în seamă? Primar, fiecare din cei care v-am amintit, din cei 7 magnifici, fiecare are o agendă. Are câte un stăpân. Nu. Le-am spus eu chestia aia. Nu, fiecare are o agendă, ca să spunem așa. Da. Are o agendă. Da, dar nu e a orașului. Nu e a orașului. Și nici a devenilor. Unul se vrea primar, agenda... unul se crede, nu știu ce. Dar auziți, foarte bine că... Bun. Mai puțin, că se vor primari. Foarte bine, dar că și eu am dorit să fiu primar și nu l-am întrebat pe primarul în funcție. Oare poți să candidezi? Exact. Dom'le, exact, dacă vrei bine să candidezi, vino cu niște proiecte, inițiative, dom'le. Că dacă, și eu le-am spus, credeți-mă, nu sunt genul de om, cum e, ca gorunul, da? La umbra căruia nu mai crește nimic. Exact, da? Exact. Nu, nu, eu ferește, dau credit tinerilor, niciodată nu mi-a fost frică că cineva mi-a locul. Băi, vreți să candidați foarte bine, dar spuneți ce vreți să faceți voi, că dacă toți ăștia care vreți să candidați pe o anumită funcție de primar, de consilieri, exact, de la orice partid, mă, Oancea nu-i bun, n-a făcut nimica, n-a făcut nimica, n-a făcut nimica, dar voi nu veniți cu ceva în plus, mă, n-a făcut bine Oancea, da? Bă, uite, așa ar trebui, ca să convingi populația, că asta nu e funcție numită de primar, e funcție de ales. Nu o să aibă nicio șansă. Și eu tot încerc să le deschid mintea, să fie constructiv, e bine să-și dorească să fie primari. Nu știu ce așteaptă, dar e bine să-și dorească. Dar dacă tot Oancea-i devină, o să aibă o mare surpriză, că oamenii devenii românii sunt oameni înțelepți. Da, și atunci... Da. Acum nu par interesați de, poate nici de partea asta administrativă, nici politică, dar când vine vremea și se uită ce-a fost înainte, ce e acum... Tragi linie, foarte și simplu. Și vă mai spun un lucru. Deveanu, devenii și românii se uită în prag de alegeri și la oameni. Sau în primul rând la oameni, primul la listă, la nu numai la partid. Exact. Cine-i pe listă? Cine-i? Ce-o făcut ăla? Ce-o făcut ăla? Și atunci, când mergi la vot, votează în cunoștință de cauză. Exact. Nu țin, nu au făcut nimic. Înainte, hai să vă spun, acum nu știu dacă e... Nu e glumă, e o realitate. Dumnezeu, văzând că am muncit atât de mult și am zeci de proiecte pe fonduri europene, ceea ce nu mai a avut Deva niciodată, da? Da, cum corect. E primar, nu spun ca laudă, e o realitate, da? Da. Pentru că îs dovezile, da? Dar nu sunt încă implementate proiectele, adică puse în operă, da, investițiile, erau doar contracte de finanțare semnate, spuneau hashtag primarul zero, n-a făcut nimic. Da. Dom'le, am zis, ai părerea lor, merg înainte. Dom'le, am văzut că încep să se miște lucrurile, am
pe partea de infrastructură educațională. Toate școlile, școli, bine, creșe, da. Toate au intrat în proiecte, procedură de reabilitare, da? Integrală. S-au finalizat Regina Maria, Decebalu de pe Uituz, o grădiniță în Deva Nouă, sunt în reabilitare generală 4. Lucrările din micro. Lucrările din micro, peste tot, da? Da. E, acum nu mai merge, că lumea probabil arată obrazul. Hashtag primarul zero. Acum, încearcă să spună, domne, Oancea o făcut ce-o făcut, dar nu mai interesează 2024 că nu mai candidează. Serios, zic ei. Și-a dorit să nu mai candideze. Se face preot. Am văzut că și zona se face preot și nu mai candidează. E, uite, am spus-o la postul de radio la Big FM. La Big FM, am văzut. Acum o repet la tine, candidez. Și nu unul sau altul care își dorește să nu mai candideze eu din diferite motive. Da. Da? Ca să le eliberezi lor plajda și totul să se reseteze. Nu. Candidați? Candidezi și doar devenii au acest drept, doar devenii au acest drept să spună Oancea, du-te acasă că nu mai te vrem primar, sau Oancea, continuă că ai început bine, chiar dacă e greu și drumul este unul corect. Da, domn primar, devenii, să spun. Deci voi candida 100%. Vă simțiți cumva condamnat de a deveni primar? Că așa pare, ca și când aveți o condamnare. Domnule, dar dacă nu, adică să iese Oancea sau nu trebuie să iese Oancea sau așa. Nu, n-am înțeles cum. Ca și când ar fi o condamnare, adică parcă ăsta e sensul vieții, neapărat să fiți primar. Adică nu. Niciodată n-ați declarat. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung primar. N-am știut câte probleme sunt și cu câte probleme și obstacole și legislative și de forță de muncă, de toate genurile, de... n-am știut, de unde să știu, da? Credeam, dom'le, ești primar, poți să faci multe lucruri, dar repede. Nu le poți face repede, da? Pentru că sunt multe obstacole. Dar aici, să știți că sunt un luptător și dacă ați observat, și nu cred că au uitat de veni, situațiile de criză majoră, cu transportul public local, cu oprirea termocentralei Mintia în plină iarnă. N-am putut să rezolv de pe o săptămână pe alta problemele, dar din iarna lui 2021 până în iarna lui 2022, când a început iarna lui 2022, am rezolvat tot ce înseamnă apa caldă și încălzirea în municipiul Deva. Greu a fost. Deci, eu sunt un luptător. Nu îmi doresc funcția asta, că nu sunt ca alții să îmi pun cravata și să merg seara cu soția la braț pe centru istoric, dau un exemplu, sau un alt cartier, da. Să mă salute lumea, e bine cu pălăria și că acum da. E la modă iar ăștia cu pălăriile, da? Da, 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 da? Domn primar, să trăiți și eu să ridic pălăria. Nu, n-am ambiții de astea. Asta e deja, treci în partea altă de mândrie și slavă de șartă, dar mulți nu înțeleg. Nu. Dacă devenii consideră că n-am făcut ce trebuia, plec cu sufletul împăcat acasă, că eu știu ce am făcut. Poate n-am știut să îi conving că am făcut multe lucruri, foarte multe lucruri pentru acest oraș, da? Și cu multe sacrificii, inclusiv timp. Personale. Încă mai aveți timp. Dacă devenii, și eu sunt convins că devenii îmi vor mai da credit, să continui, să știți că nu abandonez lupta pentru confortul personal sau liniștea mea și a familiei, că mi-ar fi mult mai simplu să stau cu familia în weekend, că îmi permit și eu, ca orice devean, să ies la o terasă în weekend. Nu, eu sâmbătele sunt la oficier de cununii pentru că mă solicită oamenii și este o bucurie a lor și vreau să împărtășesc din bucuria acelor tineri. Să fim părtași și împărtășim împreună. Sunt atâtea evenimente, deci sunt niște sacrificii personale, eu mi le asum, dar mi le asum pentru că ce rămâne după mine și după noi, vin generație din urmă. Și n-aș vrea niciun cetățean al Devei, nici familia mea în primul rând, dar nici vreun cetățean, când trec pe stradă, să îmi spună, domn primar, mi-arată obrazul sau nu. Eu vreau să mă uit în ochii fiecărui cetățean. Domne, ăsta sunt... Astea au fost armele, atât am putut, dar hai să vedem totuși ce am făcut. Domn și primar, când ne uităm în spate, s-au făcut multe lucruri. Suntem la final, mai avem ultimul minut, foarte pe scurt. Telecabina, am vorbit de ea cam în luna septembrie oricum. Auzi, în septembrie, da? În septembrie, vreau cumva. Hai să fim, foarte, că suntem pe scurt, da? Da.
orice investiție pe care am început-o, o finalizez. Am înțeles. Indiferent de obstacole, dacă îs întârzeri de o lună, o săptămână, două luni, nu mai contează, dar ce am început, duc la bun sfârșit. Trotuarele la fel? Toate. Am înțeles. Deci astea două am lămurit. Și stai, sunt multe zeci de alte investiții. Să știți că mai erau câteva întrebări foarte interesante, dar vă propun în altă emisiune și una dintre ele, să știți, domn primar, și asta e ca și o temă de casă, este ce se întâmplă cu vechea infrastructură de la Mintia, cu toate țevile de prin oraș. Dar nu mai aveți timp. Și spun acum, am luat legătură cu cu cei de la care au preluat termocentrala Mintia. Am luat legătura cu administratorul judiciar. Și pe cheltuiala lor demolează tot ceea ce înseamnă acele țevi, toate pe cheltuiala lor. Deci sunt notificați, am primit acceptul, au un calendar, sunt niște costuri, da. Tot ceea ce înseamnă țevile alea aeriene vor fi dezafectate pe cheltuiala lor. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept. Cam atât pe ziua de astăzi, domnilor și domnilor. Până data viitoare, toate cele bune, rămâneți cu programele Info HD.